Corona Brașov se află în căutarea primului trofeu din istoria clubului și joacă în această după-amiază împotriva Sport Clubului din Miercurea Ciuc în finala Cupei României. Este a treia tentativă pentru Corona Brașov, de fapt nu, a patra tentativă de câștigare a Cupei României. Au fost și două finale ale campionatului pierdute de echipa brașoveană, care începe foarte bine, blochează însă Kojuk acest șut al lui Chanad Virag. Un meci foarte important așadar pentru brașoveni, dar și pentru echipa lui Timo Lahtinen. Sportul Miercurea Ciuc caută primul trofeu intern, a ratat, a clacat în Final Four-ul din sezonul trecut al Cupei României, tocmai în fața Brașovului, și vrea să și ia revanșa în această competiție împotriva Coronei. Sunt cei mai buni jucători pe gheață pentru cele două formații, evident sunt câțiva accidentați, dar se pot lăuda cel puțin brașovenii că au reușit să-i recupereze pe cei mai importanți oameni ai lor. I-am numit aici pe Joshua Bonar și Zsombor Antal. De partea cealaltă, harghitenii pot miza pe internaționalul Ervin Moldovan, absent în semifinala contra Dunării Galați. Dar să vă spun repede formațiile. Corona Brașov în poartă cu Polț în prima linie, Rolic, Noghi, Joc, Virag, Bonar. Linia a doua, Pisarenko, Ianoș, Peter Petreș și Barinca. Linia a treia, Wers, Mihailescu, Fodor, Imeș și Antal. Linia a patra, Balint, Lorinț, Jol Peter, Basilides și Borșoș. De partea cealaltă, Stanislav Kojuh în poarta Ciucului. Prima linie, Goga, Pap, Nova, Curtai, Ede, Mihai. Linia a doua, Coșa, Levente, Peter, Jolt, Molnar, Söc și Ervin Moldovan. Linia a treia, Flinta, Adorian, Otto Biro, Daniel Trancă, Tamaș Biro. Sunt și doi jucători de rezervă, să spunem, pentru echipa lui Timo Lahtinen, Huba Bor și Zsombor Molnar. De partea cealaltă, antrenor este suedezul Kjell Greg Lindqvist. În galben așadar Corona Brașov, de partea cealaltă în albastru gazdele acestui turneu final al Cupei României, arhitenii de la Sport Club Miercurea Ciuc. Au trecut deja două minute din meciul de pe arena Vaca Arlaios și iată acum pe Tibor Basilides, joacă practic cu patru linii complete echipa brașoveană, ceea ce reprezintă ceva pentru campionatul nostru, pentru România. Iată acum pe Virag, a fost un șut expediat acolo, nu de Virag, ci de Jolt Peter. S-a aflat și Jolt Balin lângă el, Wers a pătruns și a șutat americanul, însă nu reușește să prindă cadrul porții. Așadar, brașovenii au început tare, e adevărat, au un atu moral în fața harghitenilor, pentru că acum patru zile i-au învins pe acest patinoar și a fost prima victoria Coronei în Liga MOL în fața celor de la Sportul Miercurea Ciuc în deplasare. Așadar, un 3-2 venit, e adevărat, după prelungiri, dar oricum o victorie foarte importantă pentru Corona Brașov, aflată, vă spuneam, în căutarea primului trofeu din istoria clubului. Sportul Miercurea Ciuc în apărare. Este un meci foarte important pentru Corona Brașov, dar să nu minimalizăm faptul că Sport Club joacă acasă în această finală a Cupei României la hockey pe gheață. Jol Molnar reușește o intercepție și o primă fază de atac pentru harghiteni. Ambele formații au câștigat categoric semifinalele pe care le-ați văzut ieri în direct la DigiSport 2. 8-0 pentru Corona Brașov contra Stelei Rangers și 7-2 pentru Sport Club Miercurea Ciuc împotriva Dunării Galați. Astăzi s-a jucat și finala mică. Steaua s-a impus cu scorul de 3-1 în fața gălățenilor. A fost însă un meci destul de echilibrat. A fost 0-0 după prima repriză. Steliștii s-au desprins în actul secund. Timaru și Costandi au reușit câte un gol și o pasă de gol pentru echipa lui Victor Corduban. Să ne concentrăm însă asupra acestui meci extrem de important. Se decernează practic ultimul trofeu în sporturile de echipă în România în 2012, iar pentru brașoveni ar putea fi o premieră, ar putea fi trofeul inaugural
pentru această echipă, pentru acest club înființat în 2007. De partea cealaltă, harghitenii vor răzbunare după ce au pierdut în fața brașovenilor în semifinalele cupei sezonul trecut. Nu juca însă Rolic, evolua însă Barinca, cel care a reușit 2 goluri și atunci a dus Brașovul în finală, o finală dramatică pierdută de Corona în fața Stelei Rangers cu 3-4. De partea cealaltă, harghitenii s-au impus acum 2 sezoane în finala cupei, o finală jucată pe patinoarul olimpic din Brașov. A fost prima competiție de hockey transmisă la DigiSport. Atunci Sport Club s-a impus cu 4-1 în ultimul act. Brașovenii au o echipă mult întărită față de ce se întâmpla acum 2 sezoane. De partea cealaltă, harghitenii au un minus la acest capitol pentru că au doar 3 străini. Iată un atac acum periculos pentru Corona Brașov. O pasă care nu ajunge însă la Tivadar Petreș, fostul jucător al Ciucului, se întoarce. Îi pasează lui Barinca. Barinca este sperietoarea harghitenilor după ce a reușit la debutul său pentru brașoveni la mijlocul sezonului trecut. Nicio eliminare deocamdată pentru această partidă. Lascăr și Iliescu sunt cei doi principali ai confruntării de pe arena Vacar Lajos din Miercurea Ciuc. Un prim atac pentru Sport Club cu linia verilor Biro. Tamaș Biro pasează în fața porții, însă o recuperare rapidă pentru americanul Kevin Wers. Wers pătrunde, poate șuta, o face însă direct în Stanislav Kojuk. Deja sunt 5 șuturi pe spațiul porții lui Kojuk în aceste prime 5 minute ale finalei Cupei României la hockey pe gheață, ediția 2012. Este o atmosferă fantastică la Miercurea Ciuc. Sunt mulți suporteri veniți și de la Brașov. Evident, fondul sonor este dominat de fanii harghiteni. Nu este plină arena, însă, evident, mai este timp să mai vină spectatori. N-a fost aproape nimeni la finala mică dintre steliști și gălățeni. Pe undeva normal, toată lumea s-a pregătit pentru această finală. Este un meci în care harghitenii vor revanșa pentru că acum 4 zile au pierdut pe acest patinoar în fața Brașovului lui Pisarenko și Patrick Polț, un meci care a contat pentru Liga MOL. Au mai fost 2 meciuri aseară, voi reveni mai târziu cu rezultatele. Să vedem un șut acum, din nou blocat în 2 timp de această dată de Stanislav Kojuk. Un început oarecum neașteptat, cu brașovenii dominând categoric și asaltând poarta lui Kojuk. Să vedem ce ne va aștepta în această finală, care nu se va mai desfășura după formatul meciurilor din Liga MOL și din campionatul intern de până acum, pentru că în cazul egalității după 3 reprize vor fi prelungiri normale. Așadar, 20 de minute, repriza de prelungiri. Să vedem însă dacă vom ajunge acolo. Oricum, este un meci mult mai echilibrat decât au fost confruntările de ieri, în care favoritele s-au impus categoric, poate prea clar, brașoveni în fața Stelei, față de așteptările steliștilor, mai ales că a fost vorba de reeditarea finalei din sezonul trecut, câștigată de bucureșteni. Acum Rolic cu o pasă pentru Jolt Balint. Balint încearcă să schimbe flancul, reușește o pătrundere a brașovenilor, însă pucul este în treimea neutră. Schimbări față de ieri doar în echipa harghiteană. Ervin Moldovan a revenit după suspendare și poate fi folosit de antrenorul Timo Lahtinen. În rest, aceiași jucători. Acum o încercare de pasă pentru Václav Novak, unul dintre cei mai nervoși jucători ai Ciucului în înfrângerea de acum 4 zile în fața brașovenilor. Wers îl atacă pe Ede Mihai și vine șutul, unul blocat la sacrificiu de către brașoveni și jocul trebuie întrerupt. Nu înțeleg de ce le ia atât de mult timp arbitrilor, pentru că evident sunt probleme pentru Attila Borșoș, unul dintre cei mai experimentați jucători din campionatul nostru și nu numai, inclusiv din Liga MOL. E bine, în campionatul nostru Borșoș nu intră în top 5, ca să spunem așa, cei mai bătrâni jucători. Elevul lui Greg Lindis este însă al doilea după Stanislav Kojuk din punct de vedere al bătrâneții, în ghilimele, în Liga MOL. Deocamdată nicio ocazie importantă pentru harghiteni în primele 7 minute ale confruntării. Poate fi și o tactică pentru formația lui Lahtinen.
nicio eliminare deocamdată, nu că s-ar fi impus vreuna, deocamdată se joacă extrem de sportiv și se urmărește în primul rând jocul de hockey și nu contactul cu adversarul. Lubomir Hurtay încearcă acum, nu reușește să recupereze, șansă de contraatac pentru brașoveni cu Joshua Bonar. Bonar reușește să paseze, șut acum blocat de Kojuh în doi timp. Levente joc, are ceva de împărțit cu Attila Goga, cei doi sunt foști coechipieri, au jucat împreună la Miercurea Ciuc. Să spunem însă că avem parte de doi capitani care nu sunt proveniți din Miercurea Ciuc. Ceaba Nog și Attila Goga sunt amândoi originari din Gheorghieni. Levente Joc este originar din Miercurea Ciuc, a jucat la Sport Club între 2002 și 2010, după care a plecat la Corona Brașov. De partea cealaltă, capitanul Ciucului, Attila Goga, a venit la Miercurea Ciuc în 2008, după o lungă perioadă a carierei pe care a petrecut-o la Proghim Gheorghien. Probleme acum, Wers a preluat riscant în fața porții lui Patrick Polt. Sunt doi portari de valoare apropiate, evident, avantaj clar la capitolul experiență pentru Kojuh. Mi s-a părut un pic offside la această pătrundere a lui Tamas Biro, pentru că Otto Biro se afla deja în suprafața de apărare a brașovenilor. Prinde acum Polț un șut expediat de Daniel Trancă. Trancă este un jucător de urmărit, un hocheist care cu siguranță va face pasul cât de curând spre echipa națională de seniori. Am revăzut șutul lui Iosef Adorian. Adorian, un fost jucător al Brașovului, este însă un produs al școlii de hockey de la Miercurea Ciuc. De altfel, deocamdată nu există jucători formați la Corona Brașov. La echipa de sub tâmpa, însă, cu siguranță în anii care vor urma, se va întâmpla acest lucru. John Borant al surprins în offside la această fază. Antal, unul dintre internaționalii Brașovului care au participat săptămâna trecută la turneul Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Miercurea Ciuc, a ratat preluarea, continuarea acestei faze și imediat a fost penalizat. Acum Jolt Molnar. Mult mai mulți internaționali pentru Sportul Miercurea Ciuc decât pentru Corona Brașov, dar să nu uităm faptul că sunt mai mulți străini pentru echipa brașoveană. Sunt numai puțin de 6. Iuhamati Hietamaki nu evoluează în această partidă din această cauză. Doar 5 sunt trecuți pe foaia de joc. Acesta este regulamentul. Fundașul Hietamaki, cel mai votat, cel mai bun transfer de către fanii brașoveni în această vară, însă după părerea mea nimeni nu se poate compara la acest capitol cu Joshua Bonar. Bonar și-a demonstrat și în partida cu Steaua instinctul de goalgetter. Savol Ciuseci, capitanul național, în luptă cu Evgeni Pisarenko, un alt câștig enorm pentru Corona Brașov. Pisarenko joacă de o lună pentru formația brașoveană și o face așa cum o făcea și la Steaua. Sezoane bune, Evgeni Pisarenko. Au echilibrat jocul harghitenii. Hurtay cere o eliminare. Goga cu o pasă care nu este controlată acolo de Vaclav Novak. Să vedem șutul lui Goga pe lângă poartă. Prima ocazie importantă de gol pentru Sportul Miercurea Ciuc. Din nou Attila Goga, din nou blochează Patrick Polț. Deocamdată evoluții perfecte ale celor doi portari. Mult mai solicitat Stanislav Kojuh decât Patrick Polț. 10 minute fără gol în această finală a Cupei României la hockey pe gheață. În 2012, evident, avantaj clar la acest capitol pentru Sport Club Miercurea Ciuc, pentru că, vă spuneam, nu există nici un trofeu în istoria clubului brașovean. Astăzi s-ar putea decerna primul și, conform cifrelor din ultima vreme, brașovenii ar avea prim planul în această finală. Să nu uităm însă că Sport Club joacă acasă, că este campioana României în ultimele 6 sezoane. Așadar, nu este deloc ușor pentru formația brașoveană să câștige
aici pe arena Vaccar Lajos. A făcut-o, e adevărat, în ultimele două finale de campionat. S-a impus împotriva rivalei din Miercurea Ciuc. Au fost însă apoi învinși destul de clar brașovenii și au pierdut de fiecare dată finala fără să spere foarte mult. Acum 2 ani a fost un episod interesant, a fost 2-0 pentru brașoveni, apoi s-a făcut 2-1, după care a existat un meci extrem de strâns între cele două formații, iar brașovenii puteau câștiga, se puteau desprinde la 3-1, altfel ar fi fost probabil istoria acelei finale. Acum o intervenție tare, se joacă extrem de dur în aceste momente. Patinorul Vaccar Lajos din Miercurea Ciuc, pasa lui Tibadar Petre și o combinație nereușită cu Robert Peter. Două goluri ieri pentru Peter în fața Stelei. Acum o izbire de mantinelă, Joel Molnar l-a blocat pe Tibadar Petre și un șut printre mulți adversari. Deocamdată harghitenii se mărginesc să respingă aceste atacuri destul de insistente ale brașovenilor. De 9 ori a câștigat Cupa României echipa din Miercurea Ciuc, de 14 ori a câștigat campionatul. O spuneam, din 2007 încoace nimeni n-a mai stat în fața harghitenilor în Liga Națională de Hockey. Brașovenii au încercat în ultimele două sezoane, însă nu au reușit să amenințe supremația. Am văzut un body check al lui Pisarenko, perfect. Și acum această izbire de matinală, duelul dintre Joel Molnar și Tibadar Petreș. Doi jucători de staturi apropiate, foști coechipieri, se cunosc destul de bine. De altfel se cunosc foarte bine jucătorii celor două formații. Deja au fost 6 meciuri directe în Liga MOL în acest sezon. Două dintre aceste confruntări au contat și pentru Liga Națională, pentru prima parte a sezonului. Corona Brașov și Sport Club Miercurea Ciuc s-au calificat pentru semifinalele Ligii Naționale și ar putea juca a treia finală a campionatului consecutivă. Vă spuneam de meciurile directe, 3-3 este raportul victoriilor. Interesant că meciurile care au contat pentru campionatul nostru au fost ambele câștigate de Sport Club Miercurea Ciuc, însă ultimele două confruntări în Liga MOL au revenit brașovenilor. Una destul de clar, 5-2, a fost cel mai clar succes pentru brașoveni în fața Ciucului în istorie. La Brașov s-a desfășurat meciul, iar acum 4 zile a fost acel 3-2 după prelungiri cu golul marcat la șuturi de penalitate de Rory Rowlick și cu egalarea brașovenilor venită cu 3 minute înainte de final din crosa lui Joshua Bonar. 7 minute până la finalul primei reprize. În continuare, fără gol, Sport Club Miercurea Ciuc, Corona Brașov, finala Cupei României, ultimul trofeu din 2012 în hockeyul românesc și în sporturile de echipă din România, un trofeu oficial la care visează de 5 ani de zile hocheiștii și oficialii și suporterii Coronei. Vă spuneam, au venit aproape 100 de oameni de la Brașov pentru această finală a Cupei României la hockey pe gheață. Un transport asigurat de conducerea clubului, absolut normal, pentru că până la urmă este vorba de un moment extrem de important în istoria clubului. Este vorba de o nouă finală, a patra de cupă. Până acum, două pierdute în fața Stelei, una în fața Sport Clubului din Miercurea Ciuc. Au mai fost, vă spunea, și cele două finale de campionat. Brașovenii oricum repetă practic ce s-a întâmplat în ultimele sezoane. O nouă finală de cupă pentru formația brașoveană. În condițiile în care nu reușesc totuși să câștige un trofeu oficial, adevărat, nu are, este foarte tânăr clubul și nu pot cere neapărat rezultate imediat nici suporterii, nici oficialii acestei formații.
Joshua Bonar, pătrunde Bonar, este luat tare de Saul Söcz și Levente Peter Söcz încearcă să preia acum. Este un offside amânat? Nu, jocul continuă pentru că pucul a fost controlat în treimea neutră. Am văzut cât de periculos poate fi Bonar. Acum o intervenție a lui Ciana de Vira Coș a fost devansat. Să vedem șutul lui Wers. Putea fi o deviere periculoasă pentru poarta lui Coșu. Gheața îi joacă feste lui Jolt Molnar. Pucul ajunge până la urmă în apropierea lui Saul Söcz. Rolic s-a apărat bine acum joc, însă pucul rămâne în treimea brașoveană, atacă harghitenii, să vedem dacă vine și șutul lui Jol Molnar, unul periculos foarte aproape de 1-0, Sport Club Miercurea Ciuc. Molnar a fost tamponat extrem de violent în momentul execuției. Polț vrea ca jocul să continue pentru că pot avea un avantaj pe un fast break hocheiștii Corone. Iată o pătrundere a lui Kevin Wers, nu merge însă această combinație cu Ciana de Virag. În 2009-2011 și 2012, trei finale consecutive pentru formația brașoveană în Cupa României. Aceasta ar fi a patra finală în care brașovenii luptă pentru trofeu. O pătrundere acum periculoasă, ce aproape au fost de gol harghitenii prin Václav Novak, tamponat foarte serios, nicio eliminare dictată la această fază. Ciarnat Fodor a fost blocat și a arătat clasa cehul Novak în faza de puțin mai devreme, cât de ușor a ajuns într-o poziție foarte bună de finalizare. Da, aceasta este a patra finală consecutivă pentru brașoveni jucată în Cupa României. Trei pierdute. Nu este deloc frumos să ajungi până acolo, să știi că ești atât de aproape de un trofeu și totuși să nu reușești să-l câștigi. Anul trecut a fost cel mai aproape brașovenii. A fost la 3 minute de victorie. Rolic luptă cu Boton Flinta. Sunt cei doi titani, cei doi jucători extrem de masivi din cele două formații, cei mai impunători. Iată-l pe Rolic, încearcă pasa decisivă din nou Rolic, însă pucul este blocat, însă continuă atacul pentru brașoveni. Un puc din nou prins de Stanislav Coșu. Un pic confuze, un pic la întâmplare aceste atacuri din ultimele minute. Oricum este un ritm foarte bun. Sunt evident probleme mari pentru cei doi portari pentru că apărările nu funcționează așa cum și-ar dori antrenorii. 2 minute și jumătate până la finalul primei reprize, totuși nu s-a înscris încă. Probabil echipa care va reuși să puncteze va fi avantajată și va avea prima șansă de a câștiga această Cupa României. Un amănunt interesant în momentul înscrierii primului gol de către Sport Club Miercurea Ciuc, spectatorii au fost invitați să arunce pe gheață cu jucării de pluș. Toate vor fi donate copiilor defavorizați. Să vedem însă dacă vor reuși și când vor reuși să înscrie hocheiștii din Miercurea Ciuc. Acum Molnar trage, a fost o deviere, a fost lovit acolo Patrick Polț de către Saul Söcz fără intenție, evident. Pizarenco a reușit să îndepărteze pericolul. Cântă cele două galerii, iată în imagine pe suporterii veniți de la Brașov și au încurajat și ieri
favoriți. Ați văzut și câteva jucării în mâinile spectatorilor din Miercurea Ciuc. Evident, toți așteaptă cu sufletul la gură primul gol al favoriților. Savolș Pop este blocat. Un minut și jumătate până la finalul reprizei. Pasa lui Virag inutilizabilă. Acum Pop, șansă de contraatac pentru gazde. Ede Mihai. Mihai are o viteză superioară lui Kevin Wers, dar americanul se poziționează foarte bine. Levente Joc a recuperat. Meci foarte bun făcut contra Stelei de Joc, dar practic toți brașovenii au jucat perfect împotriva deținătoarei cupei în semifinala de ieri. Joc a reușit și el două goluri în poarta lui Adrian Catrinoi. Catrinoi a evoluat tot meciul astăzi în finala mică împotriva Gălățenilor, pentru care nu a jucat Cătălin Geru. Trage acum Tivadar Petreș destul de slab. Geru a suferit o accidentare, este destul de probabil ca veteranul gălățean să nu mai apuce să joace pentru echipa de la malul Dunării. A împlinit de curând 43 de ani Cătălin Geru, ar fi cu siguranță o pierdere pentru ochiul nostru și pentru Dunărea Galați, dar evident sănătatea este mult mai importantă decât orice altceva. Pasa lui Biro, trage flinta, blochează Rolic. Săpucul este în continuare în joc, 5 secunde până la finalul primei reprize. O repriză echilibrată, începută mult mai bine de către brașoveni, care au avut cu siguranță mai multe șuturi pe spațiul porții lui Cojuc. Deocamdată nu s-a marcat, dar cu siguranță vom avea goluri în această finală a Cupei României Murfatlar. Rămâneți pe Digisport 3, vom reveni pe patinoarul Vaca Raleiuș din Miercurea Ciuc în mai puțin de un sfert de oră cu repriza a doua a finalei dintre Sport Club și Corona Brașov.